plecați într-o expediție științifică în peștera neagră pentru a întocmi o hartă riguroasă a grotei, cireșarii sunt acum nevoiți să găsească alte căi de ieșire din peșteră pentru a salva viața. Un bolovan uriaș s-a prăbușit suspect peste intrarea în grotă, astupând-o și sechestrând astfel o parte din cireșari. În încercarea lor de a-și ajuta prietenii închiși în munte, cireșarii rămași afară află prin intermediul aparatului TFF că în peșteră a mai intrat cineva, pe o cale neștiută. Iar unul din cei doi necunoscuți care cutreieră peștera nu se știe cu ce scopuri, nu e altul decât Petrachescu, cel care se opusese atât de insistent plecării cireșarilor în expediție. Noianul de întâmplări, analizat de cele două grupe de cireșari, duce la o singură concluzie. Petrachescu și celălalt sunt doi spioni, care nu se vor da înlături de la nimic pentru a se salva. În momentul când ei reușesc să facă prizonier pe Ionel, ambele grupuri de cireșari n-au decât un singur gând, salvarea prietenului lor. Era exact ceea ce urmăreau cei doi spioni, atragerea tuturor într-o capcană a morții. Urme! Pe aici au luat-o! Zic să nu te îndepărtezi prea mult. Da, da. Un semn. Ce? Un creion. Asta-i creionul Ionel. Victoare! Victoare! Am găsit un buton de la aparatul TFF. Nu-l lichidezi? Dubitocule, de ce să-l lichidez? Trebuie să chime pătuse, să-i avem la mână. Înțeleg. Dar cum îi aducem? De ăștia din peșteră nu-mi pasă. Hai să vezi cum îi aduc și pe ceilalți. Ce stai, Dubitocule? Adu apă să-l trezim pe copil. Din lac? Din lac, avem o canistră plină în grotă la noi. Du-te, Dubitocule, și aduc canistra. N-avem încotro. Trebuie să mergem la ei. Cred că ar fi bine să nu mergem toți. Nu? Zombi! Zombi, stai acolo, nu te mișca! Zombi! Cum ai ajuns aici, mă, deșteptule? Cum ai ajuns? Acum trebuie să o găsești pe Lucia. Biletul ăsta trebuie să ajungă neapărat la ea. Ai înțeles? Succes, zombi, succes! Nu mă joc, domnule, pe cinstea mea, nu mă joc. Pe cinstea mea că nu mă joc. Tu, Maria, o să arunci din 5 în 5 minute cu o piatră în lac. Dar de ce? Îți spunea mai târziu. Iar după o oră, vii și-l tragi pe Tixus. Nu uita, Maria, după o oră. Te rog, Ticucior. Și acolo a rămas tot în pește. Trebuie să-i ajutăm. Hai să vedem ce putem face. Niciun fel de risc.
La cel mai mic pericol tragi de frânghie de 3 ori. Dacă dincolo e burlăul lor, cercetezi totul. A căzut ceva în apă. S-o fi aruncat careva dintre copii. Cum așa? Se aruncă rând pe rând? Ai făcut vreo bacără. Vrei nu. Să mă vin? Nu, Coane, nu. Nu. Du-te după copilul ăla. Vezi să nu se zombească. Da, Coane, m-am dus. Trage sufletul odată și vorbește. Petrechesc cu ei aici. Deci mai există o ieșire. Ce e? Ce a fost asta? Dumneavoastră ați auzit? Haideți, băieți, haideți! Thank you.
s-a dus. Și-am uitat să-ți mai spun ceva. Am văzut niște lăzi mari, niște cutii. Însă n-am văzut ce scrie pe ele. La barca tot lui eu. Și crezi tu, Tic, că am putea să transmitem un mesaj de la aparatul lor? Nu? Ce zici? Încerc. Numai dacă, la primul semn de alarmă, tragi de frânghie. Ce aducem pe toți înăuntru, ieșim, blocăm mecanismul și lăsăm să moară de foame. Nu înaintea ta. Le punem exploziv, domnule, să moară pe cinstea mea într-un accident natural. Hai, trezește-mă. Hai, scoală! Nu mai face pe nebunul! Eee, băiețel, ia să începem noi acum o treabă. Ridică-te așa, binișor, așa. Cât sunteți? Doi. Dacă mă minți, te-mi pușc. Câți? Doi. Doi. Bine, să o luăm altfel. Cât sunteți în peșteră? Doi. Și apară? Doi. 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 De ce nu? Coane, poate spune adevărul. Nu fi prost. Sunt mai mulți afară. Pun mâna pe om. Zombii sunt trei. Cine-i zombii? Câinele fetei. Nu se poate. Câte fete sunt cu voi? Una. Cealaltă a rămas la cabană. Nu se simțea prea bine. Ce cabană? Cabana de la lacul păstrăvilor. Acolo ne-am fixat. Bine. Ce făceai cu aparatul ăsta? Încercam să transmit. Ce și cui? Celor de afară. Să le comunic că totul e bine. Înțelegi, dobitocule, de unde veneau mesajele? Du-te repede și adu-o travă! O travă? De unde? O travă! De jos din băloc, de la noi! Și pregătește dinamita! Veniți pe unde am mers noi. Vă ieșim? Înainte. Nu încercați să vă apropiați de intrarea presupusă. Vă împușcă. Ei sunt doi. Ionel este ostatec la ei. Orice represalii din partea voastră îi pot fi fatale. Cu bine, Tic. Un bilet de la ursul. Am descoperit intrarea lor în peșteră. Ia de ursul, zombii l-a adus. Deci ursul se îndreaptă spre ei. Vrei să transmiți celor de afară mesajul ăsta, ca din partea ta? Imposibil de transmis. Aparatul este defect. Defect? Bine. O să transmiți de la cel de dincolo, de la al nostru, pe cinstea mea.
intrare și ai grijă de ea. Am înțeles, Coane. Stai! Așteaptă-mă puțin. Mai am încă o idee. Vor să vin aici? Bine. Dacă nu, trage. Nu merge. Înțelegi. Începem? Sper că-ți place aparatul. Cifrul, l-am uitat. Da. E, nu e nicio grabă. Hai, caută-l. Adu-ți aminte. Hai! Direcția Ursul Zombie. Ești ultima noastră scăpare, ai priceput? Hai, zombilică. Să-l cauți pe unde știi, să nu te-ai fără răspuns. Zombie trebuie să fie ajuns. Deci... Am realizat două lucruri extraordinare. Transmiterea mesajului și despărțirea neașteptată a celor doi. Mai avem următoarele. Nu mai pot. Vreau să văd o clipă pe nesuferita aia. Deocamdată, ticușor, nu poți decât să o auzi. Ordinea operațiilor noastre este următoare. 1. Eliberarea lui Ionel. 2. Furtul bălții de cauciuc. Și 3. Întoarcerea pe drumul pe care am venit. Ionel se află în punctul X. De acolo sunt trei căi de ieșire. Una, cea a lor, a doua, cea pe care ții cu tu. Amândouă sunt imposibile pentru Ionel. Deocamdată, Dicușor, cobor până la gura de jos. Acolo lași frânghia gata pregătită. Tu vei merge cu Ionel prin tunel, apoi te vei întoarce pe aici. Hai. Te-ai mintit cifrul? Ai, nu o fă pe proastă. Trei și transmite. E stricat. Nu merge. Parcă lipsește ceva de la aparat. Imbecilul. Uitați, aici. Acum chiar îl împușcă. A luat butonul de siguranță. Tu să fii cu minte, puiule. Știi? Eu până în cele din urmă tot am să-ți dau drumul. Pe cinstea mea. Știi, numai că aș vrea să am o discuție cu voi cu toți. Să convenim asupra unei chestii. Așa. Ionel a fost legat zdravăn. Petrechescu a plecat după ceva. N-am auzit bine după ce. Tic. Faci tot posibil să-l dezvești pe Ionel. Eu o trimit pe Maria să te scoată, cu barcă cu tot, dacă bineînțeles ne reușește planul. Ionel să se îndrepte spre obstacole. Acolo îl aștept eu și-l aduc la noi. Deci îl conduc pe Ionel spre obstacole și apoi mă întorc aici. Exact. Dacă cumva auzi pașii lui Petrechescu și n-ai timp să te retragi, nici tu, nici Ionel, te predai. Cum? Așa cum am spus eu. Hai, covar. Tot pe lângă peretele din stânga. Treci de două ganguri și ajungi la un tunel strâmt. Care e semnalul? Tico o să tragă de trei ori de frânghie. Atunci îl trea sus. Bine. Hai, mă, Ticușor, mai repede, mă. Cât de acum să ne facă?
Hai, mă, mai repede. Taci-mă, nebună. Lanterna s-a ars. N-am să greșesc. Peretele din stânga. Dar trebuie să ajung acolo, trebuie. Ce ai luat butonul de siguranță de la emițător? N-am luat niciun buton, coane. Eu l-am uitat în aparat. Cum e în aparat? Nu e în aparat, dobitocule. Spune-le, pe de unde l-ai pus? De acum încolo nu mai e rău, să știi, te simți sub observație. Nu, eu unul nu l-am luat, coane. Deci înseamnă că l-am luat de pe de ora mică. M-am pus pe amândoi. Ionele, o iei pe tunelul ăsta, până dai de niște pietroaie. Acolo te așteaptă Victor. Ai înțeles? Ce fel de pietroaie? Du-te, Ionele, ai să vezi. Bine. Zombie, ai găsit? Ai dat de cele șase zombie. Mi-a adus un bilet de la ei. Bravo, zombie, bravo. Maria! Stânga e un cal. Mai decât câteva minute pe cinstea mea. Din pricina ta bratez cariera, topitocule. Nu ești decât un fier. Un fier de fără creier și fără creier ai să mor. Eu îți zbor. Maria! Maria! Tu ești un el? Da, eu sunt. Hai repede. Maria! Tic. Nu credeam că mai vine. Tic, becilule, numai din cauza ta. N-avea cum să fugă singur, coane. Așa legat. Cum singur, dobitocule? Nu putea să se dezlege singur. A pregătit dinamita? Da, sigur, bineînțeles, coane. Fără nicio coane! Ai avut grijă de toate. Pentru orice eventualitate. Lașule, eu aveam un plan prin care să scăpăm amândoi. Așa? Voi scăpa numai eu. Unde va ca? Nu știu, coane. Uite-o aici. Vrei să fugi de cine? Vrei să scapi de mine? De mine n-ai să scapi niciodată. Hai repede după ei, nu poți fi departe. Am plecat. Mă duc după barcă. Hei, băieți, unde sunteți? Victoria, am adus barca. Oh, Ionel. Maria! Te-a scutit și-a păzit? Da, liniște, niciun zgomot. O să înaintăm cu cea mai mare precauție. Da. Trebuie să ajungem înaintea lor la tunelul râului. Cum înaintea lor? Crezi că vor veni după noi? Vin, sigur vin. Aolea. Haideți, repede, hai, ce mai stai? Hai, Ionel, ajută-mă. Pe aici au ieșit. Dar nu există, nu se poate, n-au cum. Iar mă super pe cinstea mea. Păi nu vezi că au mișcat pietrele? Te mai vedea odată afară. Haideți repede. Dacă ne scapă ăștia, ne-am ars. Mai departe nu putem înainta. O să-i așteptăm aici. E bun locul. Nu-i așa, Ionel? Hai, mă, ticușor, fii și tu serios. Păi nu trebuie să ascultăm de șef. Asta și facem. Nu atacăm decât perfect sincronizat. Eu și cu Maria o să le luminăm fețele pentru a vorbi. Iar voi doi le dați cu lopețile în cap. Hai, ticușor, ia lopată. Sunt ce-ți băieți? După nimica.
te grăbești așa? Ce ai luat-o ca nebunul? Trebuie să plec pentru un minut. Unde vrei să pleci? Ei, unde? Undeva. Păi aici nu poți? Deștepte-mă, Ionele. Tic, ce faci? Unde te duci? Mă duc și eu, puțin. Bine, dar repede. Uitați-l pe ursul! Unde? Ele cu zombii! După ei, băieți! Haide, hai! Tic! Ai văzut ceva? Te-a atins? Ticușor! Nu putem încerca o ieșire pe râu? Nu e cazul să riscăm. Ursul ne-a spus clar că râul nu oferă nicio deschidere. Mergem apoi pe lac, până vom da de drumul lui. Apoi îl așteptăm. Adică îl așteptăm la încrucișarea cu drumul lui și îl urmărim pe unde este, nu-i așa, Ionele? De ce l-o urmă pe celălalt? O să aflăm și asta. Bineînțeles, cei doi sunt amestecați într-o afacere foarte necurată. Băieți, pornim pe lac. Trebuie să găsim locul de unde am plecat cu barca noastră. Drumul lui trebuie să fie pe un culoar de deasupra lacului. Da. Până la un punct, de unde coboară spre ieșirea lor secretă. Vedeți? E blocată intrarea! Și crezi că o să descoperim locul unde va ajunge el? Trebuie. Observați bine malurile. Orice amănunt, semnalați-l. Aici am găsit pistoacele. Recunosc locul. Să ne oprim atunci. Copii, na? Fă de bucățele norocii! Ce înseamnă?
Băieți, dacă n-a fost asta vocea lui Ursu, să-mi spuneți mie, Tombi. De tine, Ursu. Repede, au pus explozibil în peșteră. Dar unde? Au deblocat intrarea. Dan și câțiva brigadieri sunt în peșteră. Haideți, repede. Hai. Barca, uite barca. Uite barca. Hai, băi. Ușor, hai. Băi, ușor. Hai mai repede, uite. Ușor, hai. Băi, ușor. Vâslește tu întâi. Las, mai bine vâslește tu. Hai, hai, uite barca, las că vâslim amândoi. Împinge barca tare. Hai mă, las că împing și mai zbira așa. Hai, dă din dreapta, hai, dă din dreapta. Las, o să cădem. Las, că nu cădem. O să cădem precis. Nu mai tot copii-tu acolo. Hai, mă, mai repede. Nu știu să nu, băi. Las, că-mi vezi. Hai, mă, dă-i din vâsla și nu mai vorbi atât. Hai, mai repede. Ce, mă, tot pocnești cu vâsla aia? Ce mai rovi? Unde vei, tot să nu? Lac, unde vei? Hai, dai și mai bă la vâsla, să cădem. Hai, las, că nu cădem. Foarte. Hai mă, dă-te mă la o parte. Las că nu am încercat. Cine m-a pus să mă simt barbă? Hai mai repede, hai grasule, dai din gură. Să ne întoarcem spre mal. La mal. La ce mal, mal mă, las că știi. Ce mal, mă, dă-te mă la o parte. Hai mă, unde vei vă spune? Zii, taie și cu poată. Hei, acum pică grasul, n-am. Hai mă, hai vreme, eu din dreapta tu din stânga, hai viteză. Nu mai balansez. Hai viteză. Dă-i viteză, dă-i viteză. Trageți barca la mar! Hai veniți încoace! Hai! Nu știi să mergem cu barca la mar! Hai, băi! Hai, trageți barca la mar! Ce nu-ți aude? Hai veniți încoace! Hai că n-am timp de voi! Hai că vă ia mama dracului! Hai! Știți? Noi suntem din oraș. El e fiul, știți? Ce oraș, bă? Ce fiu, mă? Ce mă interesează pe mine orașul ăsta? Ia-ți-vă jos de barca! Petrăchescu! Petrăchescu, predă-te! Petrăchescu, ești infiltrat! Nu opune nicio rezistență! Petrăchescu! Trebuia să nu te las singur. Dar pe Tomi nu mi l-ai trimis tu? El m-a salvat, în numele tău. Ne despărțim de voi cu rugămintea ca orice obiect, cât de mic, cât de puțin important ar părea și care credeți că ar putea să aparțină celor doi spioni, să ne-l cedați nouă. Ne va fi de foarte mare ajutor. Mai avem multe de rezolvat, printre care și o bandă de magnetofon, pe care am imprimat toate emisiile spionilor, dar al căror cod nu-l posedăm încă și nici Petrechescu nu poate să-l știe pe de rost. Poate-l avem chiar noi. Cum așa? Tic! Tic, ia adu tu geanta ta cu relive. Hai repede. Da, l-a bătut pe... Poftim! Băia ca să-l pună să transmite. Acest carnet e foarte important. Aici află cifrul lor. Mă trebuie și butonul? Dați povară și ne pare foarte rău că trebuie să vi-l luăm, dar acest buton ne indică marca și proveniența aparatului lor TFP. Vă propun un schimb care pare cam disproporționat. Parca pneumatică contra buton. Nu, nu.
Nu se poate. De ce? Vă visez întotdeauna când o să am o mare bucurie. Și acum n-am visat nicio barcă. Ești mai chiar ăsta, mă. La revedere, băieți. La revedere. La revedere. Nea Timofte, ce bine îmi pare că ai venit. N-a fost că faci. Tobi! Vreau să arate că-i deștept. Tobi, adă portocala! Tobi! Așa, hai, hai, hai!